Bine v-am regăsit, bună seara, începem o nouă emisiune Cocktail. Vorbim despre buzoieni și despre generozitatea lor. Vorbim despre un eveniment care a emoționat pe toată lumea și în continuare emoționează. Asta pentru că, din nefericire, numărăm victimele în aceste zile. Am invitat-o în studioul Campus TV pe directorul Crucii Roșii Buzău, doamna Floarea Bârzu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Ați avut un eveniment tare frumos organizat și în Buzău, s-a numit Nouă ne pasă, împreună dăruim speranță. Un eveniment prin care ați încercat să strângeți bani, dar și bunuri, pentru victimele incendiului de la Colectiv. O să urmărim, înainte de toate, imaginile de la ceea ce s-a întâmplat în acea seară pe platoul Dacia, apoi o să aflăm de la directorul Crucii Roșii ce s-a strâns până acum și cum sunt folosiți acei bani. Inclusiv la Buzău a fost demarată o acțiune caritabilă în sprijinul victimelor de la Clubul Bucureștean Colectiv. Inițiativa caută să sprijine persoanele care au supraviețuit tragediei, dar se află pe un pat de spital. Banii strânși vor fi depuși într-un cont deschis de Crucea Roșie. Este corect, trebuie să imaginăm și pe cei decedați, dar trebuie să ne gândim și la cei care au supraviețuit, se chine pe paturile spitalelor. Când o să iasă din spital, probabil nu o să mai fie sub aripa guvernului. În momentul în care o să ajungă acasă, este posibil, sigur, să aibă nevoie de diferite medicamente, pansamente, echipament medical, pentru că știm foarte bine toți că au avut căile respiratorii grav afectate, o să aibă nevoie de tuburi de oxigen și așa mai departe. S-a discutat zile întregi cu cei de la Crucea Roșie, să fim siguri că acești bani o să fie folosiți, să nu zacă în vreun cont și așa mai departe. Chiar astăzi am vorbit cu doamna directoare de la Crucea Roșie și ne-a asigurat că acești bani vor fi folosiți. Eu sunt sigur că o să ajungă acolo. Urna din piața Dacia a primit primele donații la doar câteva minute după ce a fost instalată. Mulți buzoieni inimoși s-au oprit pentru câteva minute, au discutat cu inițiatorii campaniei și au făcut apoi o donație. Acțiunea caritabilă a primit girul Crucii Roșii, instituția ai cărei reprezentanți îi asigură pe buzoieni că toți banii strânși vor fi direcționați către cei aflați în nevoie. Noi oricum aveam în derulare o campanie la nivel național, toată lumea știe, Nouă ne pasă, se numește campania, și acești bani tot în acel cont la nivel național vor merge și vom ajuta familiile cărora le-au decedat copiii și chiar vreau să le doresc să aibă multă putere să treacă peste necazul care a dat peste dumnealor. Numai bani și aparatură și medicamente. Aparatură medicală, după cum vedeți deja, o firmă a donat o mască și un tub de oxigen care va ajunge la unul dintre spitale. Joi seară, în doar câteva ore, s-au strâns peste 27 de milioane de lei vechi. Urna va mai rămâne câteva zile în piața Dacia. Buzoienii interesați pot afla mai multe amănunte pe Facebook, unde s-a creat grupul Ajutoare pentru Colectiv Buzău. Da, vorbim despre ceea ce au donat buzoienii și despre cum a fost organizat acest eveniment în piața Dacia. Vă reamintesc că avem în studioul Campus TV pe doamna director a Crucii Roșii Buzău. Doamna Bârzu, cine a inițiat evenimentul de pe platou în acea seară? Cu o zi înainte am fost sunată de domnul Țânțăreanu, care lucrează la Sănătatea Buzoiană, și mi-a propus, mi-a și povestit că un grup de inițiativă, niște tineri, prieteni, colegi ai victimelor din Clubul Colectiv, s-au gândit să inițieze o campanie. Și bineînțeles că aveau nevoie de o instituție care se ocupă cu așa ceva, o instituție umanitară, pentru a gira și pentru
a merge alături de dumnealor să colectăm niște fonduri. Eu le-am spus că noi aveam deja campania la nivel național, era demarată campania, puteam să le dau niște conturi, dar au spus nu, vrem să fim aici, vrem să vedem buzoienii cât sunt de sufletiști, cât sunt de solidari și ce sumă putem strânge noi aici la nivel. Bine, atunci imediat am pregătit urna, am mers în piața Dacia și după cum ați spus mai devreme, 2700 de lei s-au strâns chiar în prima seară. După aceea am instalat urna la Carrefour în weekend, iar luni am venit iarăși pe platou și uite așa, din aproape în aproape, s-au strâns aproape 6000 de lei. M-au impresionat copiii de la liceul Henri Coandă, care nu e prima dată, e a doua oară când se întâmplă, m-au invitat cu urna în curtea școlii pentru a ajuta și ei. Spiritul lor de solidaritate chiar m-a impresionat. Fiecare, chiar 50 de bănuți din aceea de metal, un leuț, fiecare cât a avut, s-au strâns vreo 360 de lei sau așa ceva. Iar ieri, când eu eram la București, au venit copii de la HD-ul, o clasă, numai o clasă de la HD-ul, care au donat 300 de lei. Deci au pus mână de la mână și au strâns și ei 300 de lei. Lăudabil pentru ei și chiar le mulțumesc că le pasă, așa cum se numește și campania noastră. Eu ieri am fost la București cu acea butelie. Da, ați primit și aparatură medicală, spuneați, numai butelia de oxigen cu toate accesoriile necesare, da, am dus-o ieri la Unifarm pentru a fi donată, dată unui spital care avea nevoie. Ne-au mulțumit foarte mult pentru acea butelie. S-au bucurat, da. Da. Iar banii, deocamdată nu i-am transferat, așa cum am spus mai devreme, vor merge în contul mare la nivel național, pentru că Crucea Roșie Română ține legătura cu toate spitalele și tot ce au nevoie, ca medicamente și orice altceva au nevoie spitalele, Crucea Roșie se ocupă. Știți până acum la nivel de țară câți bani s-au strâns de această campanie, în această campanie a Crucii Roșii, aproximativ? Multișori. Există pe știu. Site, am văzut o listă de achiziții. Oricine din poate bani. Intra pe cruciaroșie.ro și acolo o să vadă mare scris campania, nouă ne pasă, și să intre pe detalii. Scrie mare, lângă campanie scrie detalii. Undeva în stânga o să vadă exact ce sume s-au strâns, de la cine au venit, de unde au venit acești bani și fiecare leuț ce să face cu el. Acum două zile știu că s-a demarat procedura de achiziție a unui plămân artificial, unul dintre spitale avea nevoie, din ce am văzut și eu acolo și ce mai mi-amintesc, începând de la lenjerie de pat și saltele antiescare pentru bolnavi, până la medicamentele de care aveau nevoie spitalele. S-au cumpărat, s-au dat și ajutoare de mormântare și familia, copilașii aceia care au rămas singuri, că mama lor a murit în incendiu, au primit hăinuțe, am înțeles, și alimente. Tot ce este nevoie, se fac anchete sociale, se ține legătura cu spitalele, tot ce este nevoie, Crucea Roșie este acolo. Deci fiecare om care donează pentru a-i ajuta pe acești, pentru a ajuta victimele până la urmă, trebuie să fie sigur acel om că banii vor ajunge acolo unde trebuie și că e mare nevoie de ei. Se fac donații în continuare, avem și contul pe ecran, dar m-a impresionat și un alt gest al buzoienilor. Ținând cont și de faptul că la Clubul Colectiv era un concert rock, din nefericire din trupa rock Goodbye to Gravity a rămas doar solistul în viață, dar rockerii buzoieni s-au mobilizat foarte bine și cei pe care dumneavoastră i-ați numit organizatorii sunt tot oameni care iubesc rockul și merg la concerte rock, de aceea probabil că aveau prieteni care au pierit acolo sau care sunt răniți.
Au venit pe platou și au donat bilete și abonamente la festivalul Top T, festival Top T care tocmai din acest motiv s-a amânat. Au spus organizatorii anulat, dar va fi până la urmă luna decembrie. Însă au preferat să nu-și recupereze banii pe bilete și pe abonamente și au pus în acea urnă și biletele la concert. A fost un gest frumos și probabil că vor fi multe astfel de gesturi în continuare. Dumneavoastră, acum, cum i-ați privit pe acești tineri? Ce părere v-au făcut? Extraordinară, niște tineri deosebit și foarte sufletiști. Acum două seri, când am făcut ultimul proces verbal, pentru că vreau să precizez, de fiecare dată când s-au ridicat banii din urnă, am fost și noi de la Crucea Roșie și grupul de inițiativă. Băieții au fost acolo, împreună i-am numărat, împreună am făcut procesul verbal. Și atunci am separat acele bilete care s-au introdus în urnă și am înțeles că astăzi ar fi schimbat biletele și au luat banii. Cred că astăzi sau nu știu dacă au venit astăzi sau mâine dimineață vor veni să doneze acei bani pe bilete. Impresionant, da. Și erau foarte afectați de ceea ce s-a întâmplat. După cum v-am spus, erau prieteni, cunoștințe ale dumnealor care erau în suferință, sunt încă pe patul de spital. Da, și chiar dacă până la urmă nu toată lumea a avut pe cineva în acel club, cred că fiecare ne simțim legați într-un fel sau altul de acei oameni și de familiile lor. Iar astăzi au fost câteva declarații făcute de unele dintre victimele, dintre răniții de la colectiv, internați la Bagdasar Arseni. Se simt bine, iar medicii le-au dat voie să vorbească cu jurnaliștii. Impresionante mesajele lor. Unul dintre pacienți a spus că vrea să se știe un singur lucru, că sunt oameni buni, sunt foarte mulți oameni buni în România și asta ar trebui spus mai des, că vin la el în salon mulți oameni cu sacoșe în vizită, oameni pe care el nu îi cunoaște, dar vor să-l ajute într-un fel, să-i oferă o mângâiere. Iar faptul că există oameni buni în România, și tot el spunea că România, poporul român este un popor, nu este un circ așa cum se vrea să se creadă, este mult din partea unui om care a spus că nu mai vrea să plângă, vrea doar să aducă bucurie de acum înainte. Sunt oameni buni și la noi, așa e? Așa este. N-am văzut emisiunea, dar oricum oamenii ăștia niciodată nu vor uita prin ce au trecut. Nu mai vorbesc de familiile cărora le-au murit copii, că li s-a schimbat viața. Durerea a fost mult prea mare pentru noi toți, indiferent că îi cunoșteam sau nu. Sunt oameni și românii noștri sunt oameni buni. Așa este și dumneavoastră, cred că sunteți în măsură să spuneți asta, pentru că îi vedeți pe acești oameni buni de fiecare dată când vin și fără a dori să-și facă publicitate în vreun fel, spun că vor să ajute pe cineva, fără a câștiga nimic în schimb, decât acea bucurie de a ajuta. Așa este. Am avut odată un caz cu un copil mic care a trebuit să meargă la o intervenție în China și chiar în emisiunea dumneavoastră, dacă nu mă înșel, am fost și am făcut un apel public și a venit doamna la mine să-mi spună că cineva care vrea să rămână anonim suportă toate cheltuielile de avion, de intervenție, care era vorba de câteva zeci de mii de euro, nu era chiar de aici, de acolo. Dumnealui vrea să rămână anonim. I-am spus, doamnă, zice, dumneavoastră vă spun, dacă, zic, nu. Dacă domnul a zis că vrea să rămână anonim, chiar nu contează, chiar nu vreau să știu. Mulțumiți și dumnealui și lui Dumnezeu că v-a ajutat să vă faceți bine copilul și chiar s-a făcut bine copilul. S-a întors în România, a fost la o clinică de recuperare, am ținut legătura cu telefonul. Prima vizită care au făcut-o, mama și copilul, a fost la noi la Crucea Roșie și m-am bucurat tare mult. E bine să auzim
Și despre astfel de cazuri, mai ales că am avut și de această dată un buzoian care a vrut să rămână anonim și a donat 100.000 de lei, de euro la un teledon pentru a ajuta victimele din colectiv. Oameni care, într-adevăr, nu vor decât să facă bine și nu caută altfel de publicitate. Dar această campanie continuă, mi-a spus că această urnă a stat și în Carrefour. Acum este în continuare acolo? Nu, urna este la sediul Crucii Roșii, dar este un cont deschis tot timpul. Contul pe care îl vedem și pe ecran, da? Da. De exemplu, ieri când m-au sunat copiii de la HD-ul, le-am spus, dar nu știam câți copii sunt și zic, venim noi cu urna, așa cum am fost și la liceul Henri Coandă, venim noi cu urna în curtea școlii. Zice, nu, că am strâns bănuții din toată clasa, deci la un nivel de clasă, venim noi și îi aducem. Și v-am spus, eu eram la București cu acea butelie, i-am spus să meargă la filială, să dea banii, să-și achităm țuca și să ducă doamnei dirigintă și să mulțumească frumos tuturor copiilor. Pe lângă banii și pe lângă biletele la concert depuse simbolic, pentru că tot în banii se transformă în urnă, au fost și oameni care au vrut să doneze altceva, îmbrăcăminte sau mâncare sau apă? Da, am fost întrebată, dar am spus că nu e cazul să primim îmbrăcăminte și încălțăminte. Acum era nevoie doar de bani și orice fel de medicamente sau materiale sanitare, exact ce aveau nevoie bolnavii. Chiar n-aveam nevoie acum în acest moment de haine. Pentru familia respectivă au fost achiziționate, cumpărate și alimentele și hainele, dar a fost un caz izolat. Da, o mobilizare extraordinară în toată țara, nu numai în Buzău, pe lângă faptul că oamenii au venit și au donat și prin intermediul Crucii Roșii. Am văzut că și la centrele unde s-a donat sânge din toată țara, erau oameni care din diverse motive nu puteau dona sânge, dar veneau acolo cu ceai cald sau cu apă sau cu fructe pentru cei care donează. Au vrut să arate într-un fel că sunt aproape și contează. Primul gând al meu a fost atunci după accident să fac o campanie amplă să doneze sânge. Știam că e nevoie de sânge. Dar când am văzut că oamenii... N-a mai fost nevoie de nicio campanie. Da, n-a fost nevoie, da. Au stat singuri. Din acea noapte, au stat la coadă și exact. Au așteptat. Da. Să se deschidă toate centrele. Da, emoționant și v-am spus, cred că dumneavoastră cunoașteți această bunătate, această reacție a oamenilor. Sunt mulți cei care se miră că există o astfel de solidaritate în România din nefericire în urma unei tragedii, dar contează să mediatizăm și faptele bune, pentru că se pot înmulți. Cred. Da, știți ce e mai impresionant? Că atunci când este nevoie de ajutor, foarte mulți oameni simpli. Cei care nu au aceea dau, exact, așa este. Se caută prin toate buzunarele să găsească doi bănuți, să contribuie și dumnealor, probabil le dau o stare de bine. Dar oare de ce se întâmplă așa? Întotdeauna oamenii care au venit mic sunt aceia care vor să dăruiască. Cei care au mai mult se gândesc mai mult înainte de a oferi ceva. De ce credeți că se întâmplă așa? Nu știu de ce se întâmplă așa, dar sunt convinsă, eu știu de la mine. Când poți dărui, când poți ajuta pe cineva, e o stare de bine pe care nu poți să o compari cu nimic. Indiferent ce ți-ar da cineva sau ce ți-ai cumpăra. Sau... Nu, e incomparabil starea aceea de bine. Și probabil și dumnealor la fel. Se simt împliniți atunci când pot ajuta cu bănuțul ăla. Aș vrea să mai vorbim despre un alt aspect care nu ține neapărat doar de ceea ce face Crucea Roșie. Dar după ce mulți oameni au ajuns în spital și se luptă pentru viața lor, din păcate sunt mulți cei care mai pierd această luptă în fiecare zi. S-a tot vorbit despre faptul că din fondul de rezervă al guvernului se dau bani pentru tot ceea ce este necesar. S-a vorbit apoi despre faptul că pentru cei neasigurați nu se poate face nimic, apoi au venit rectificări din partea reprezentanților guvernului că vor fi bani. Sunt însă apeluri
Și pe Facebook și acolo unde se poate face un apel, sunt apeluri pentru a strânge bani pentru că nu ajung banii. Sunt luni de zile de recuperare, luni în care tot tratamentul și tot ce este necesar pentru astfel de recuperare va costa enorm. Și probabil că după ce va trece acest val de emoție în opinia publică, guvernanții vor uita că mai au de susținut încă o jumătate de an un pacient sau 100 și ceva de pacienți. E nevoie să strângem bani în plus, așa este? Fără discuții. Așa cum a spus și dumneavoastră, acum nu prea simt pacienții pentru că sunt în spital, au tot ce le trebuie, sunt tratați, dar dacă vor avea nevoie de tratament poate luni de zile, le va fi foarte greu. Pentru că sunt foarte scumpe și medicamentele, în general, orice, e și e greu de dus la bun sfârșit. Nu știu, o să vedem. Oricum, noi suntem aici și o să le fim alături. În continuare am înțeles că se pot depune bani în contul respectiv. Urna a fost pe platoul Dacia în prima seară și s-au strâns, spuneați, din prima seară 2700 de lei. Da, da. Asta înseamnă că au venit oameni mulți și au donat sume mai mari. Pe Facebook, tot tinerii care au inițiat campania și chiar mi-au spus, doamnă, s-au anunțat vreo 250 de persoane că vor veni și chiar au venit și chiar au donat. Și luni, luni am dus urna pe platou, dar am avut-o și în Carrefour două zile în weekend. Și în Carrefour ați stătea cineva lângă urna? 2400. Ați supravegheat sau? Nu, mă refer dacă era un reprezentant dintre organizatori acolo sau dacă da, s-au oferit voluntari băieții și am noi oricum în Carrefour de mult colaborăm foarte bine și am dus urna chiar lângă recipientul nostru pentru alimente și la recepție erau pieptarele Crucii Roșii și veneau prin rotație, se schimbau, or fi mai fost și perioade când n-a fost nimeni, oricum mi s-a spus că e în regulă, e păzită, nu e nicio problemă, nu, dar băieții au fost acolo tot weekendul. Cât a stat în Carrefour acea urnă? A stat de sâmbătă dimineață până luni dimineață când am luat-o de acolo și am dus-o pe platou. Sau luni după amiază. Nu, v-am întrebat acest lucru pentru că înseamnă că jumătate dintre bani s-au strâns într-o seară pe platoul Dacia. Da. În prima seară. Da, da. Așa că felicitări tuturor celor care au ajutat, pentru că ajutorul lor chiar contează și va conta și de acum înainte. Și așa cum a spus, nu trebuie să ne gândim că e nevoie de sume mari depuse, ori cine poate dona atât cât poate. Ne oprim pentru publicitate și continuăm și vorbim în a doua parte și despre celelalte acțiuni organizate de Crucea Roșie.